unui caz a gândit el două camere acolo, cumva, cu o intrare separată, gândind așa, care copil se căsătorește, stă o perioadă în camerele a două și apoi se duce la rostul lui. Între hol și cealaltă casă erau ușe. Prima care s-a căsătorit, o sora mea mai mare. Soțul ei avea două viteze. Una încet și alta mai încet. Și ea o fire mai vulcanică, într-o zi, auzim gălăcie la ei în casă, e amuzant. Și auzim odată că o cratiță lovește în ușa care despărțea holul lor de restul de casă. Tatăl meu s-a dus repede și s-a luat de ei. Acum gândiți-vă, acolo să ajungem, dăm cu crătițiunul după altul, cu scaune, ne certăm, vorbim urât. Fraților, suntem creștini. Suntem familii creștine. Amin. Și Dumnezeu vrem să locuiască în casa noastră. Amin. Păi și sfaturile, uitați, relația noastră. Trebuie să fie o relație bazată pe pace, pe dragoste, pe respect. Amin. Cât de greu este. Până să ne căsătorim, o vedeam ruptă din soare și pe el perfect. Și după ce ne-am găsit, descoperim defecte, numai de acolo încolo trebuie cu gura închisă, ochii închiși. Și mă ocupă de treabă de viață mai departe. Că nu mai ai de ales. Asta este. Fata mea care are trei copii și unul după altul, așa, zice, of, eu nu mai pot, sunt așa stresată. Și mama mea, maică-sa, soția mea, spune, nu, știa, nu la asta te așteptai? Ce credeai că o să se întâmple după ce te măriți? Că o să te țină soțul așa, pe palme și îți oferă totul așa, un covor roșu, numai petale de trandafiri. Asta se întâmplă. Ai copii, după aia te-a pus de spălat, de mâncare, curat, griji. Și asta este. Asta e viața. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, lucrurile astea le construim bine. Și la sfârșit, când s-o termina viața și tragem linie, facem și noi ca Iosua. Eu și casa mea. Slujim Domnului și ne așteaptă veșnicia. Domnul să ne binecuvânteze. Încă un lucru și mă apropii de încheiere. Ceva privind relația familie-Dumnezeu. Am găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 10, casa lui Corneliu. Sutașul ăsta din oastea romană, trăind în Israel, a văzut ceva în poporul ăsta. Ceva care a adoptat și el. Pentru el, pentru casa lui. Și rugăciunea lui și modul lui de viață l-a determinat pe Dumnezeu să-l trimită pe Petru în casa lor. Vorbește întâi lui Corneliu și apoi și lui Petru și de acolo este o lucrare extraordinară. Pe când Petru predica, ei primesc botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Și aici uitați un lucru. Relația familie-Dumnezeu. Casa noastră. Să fie un loc unde se practică rugăciunea, postul și binefacerile. În relația cu Dumnezeu. Asta e familia creștină, fraților. O casă, un loc unde se practică rugăciunea, postul și binefacerile. Mai sunt lucruri. Citirea Scripturii și... Mai sunt lucruri. Dar încep cu acestea. Pentru că spune Pavel lui Timotei, în capitolul 2, înainte de toate, faceți tot felul de rugăciuni, de cereri, de mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Păi, apucă-te ca tată și începe să te rogi. Și ia și soția, și ia și copiii, și fă rugăciune. Când erau copiii mei mici și ne rugam cu toții, poate ca și fetița aceasta, cum erau ei, mai mari, mai mici, știam că mă copiază pe mine la rugăciune. Și când ne așezam la rugăciune, uitați, le spuneam așa, ne rugăm pe rând. Întâi mă rog eu, după aia voi așa fiecare, și urma, la urmă de tot, mami. Era regulă, fiecare seară asta făceam. Știam că mă copiază și eu mă rugam simplu ca ei să poată să mă copieze. Și am zis, Doamne, pentru mine, pentru ori. Te rog să lucrezi pentru ăla, pentru ăla. Și ei așa de frumos le copiau și le urmau, le spuneau ei ca și rugăciune. Casa ta și casa mea să fie un loc unde practicăm rugăciunea. Unde practicăm postul. Unde practicăm faptele bune.
Asta e casa de creștin. Mai departe, casa noastră. Să fie un loc unde și alții să vină la părtășie în Domnul. Cât am fost tânăr, erau case. Aveam casa de adunare. Aveam program acolo, peste săptămână, duminica, cum era programul. Dar în cursul săptămânii nu era seară să nu fie rugăciune la cineva în casă. Și erau câteva familii care își puneau la dispoziție casa pentru rugăciune. Și dacă Jean a amintit lucrul ăsta, spun și eu că și mergeam și la Năvodani, mergeam și în Constanța, la fratele Hackman, și la noi, și la Agigea, și erau localități pe acolo. Tineri alergam după rugăciune. Casa ta să fie un loc, pentru că sunt oameni apăsați, întristați și caută un loc. Uitați aici în biserică cât ne-am străduit. Nu reușim să fie un cadru atât de frumos, atât de mic, să zicem, să ne putem deschide. Venim, ne salutăm, Domnul să binecuvânteze, plecăm, mai spun pe la frate câte ceva, cineva are probleme și ne-am despărțit. Într-o casă, la mine în casă, și nu mă laud, spun cu bucurie că Dumnezeu m-a ajutat. Au fost seri de rugăciune. La mine în casă Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. S-au făcut stăruințe. La mine în casă Dumnezeu a vindecat. Că ne-am rugat. La mine în casă au venit oameni amărâți, au plecat plini de bucurie. Într-o altă familie, la lui localitate, mi-aduc aminte, am avut o perioadă de stăruință și când plecam la câte o perioadă asta de stăruință, era un grup, 7, 8, 10 și ne rugam prin case. Că ne rugam la 11, 12 noaptea și Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt. A fost o serie din aceasta, au primit Duhul Sfânt. Duminică seara vine un frate în vârstă la mine, zice, frate Petrică, vreau să primești eu Duhul Sfânt. Știam că nu are botezul cu Duhul Sfânt. Păi să ne rugăm, frate, zic eu. Păi când? Păi zic, când vrei? În seara asta, zice el. În seara asta, stai așa puțin. Și vorbesc cu familia unde noi de regulă ne duceam la rugăciune. Zic, mă, putem să venim la voi. Uite, fratele Nicu, vrea să ne rugăm pentru el. Cum să nu veniți? Și acum, după calculele mele, trebuia să fie familia de casă, eu și fratele Nicu. Și mai mergea un frate cu mine. 5, am zis eu, după părerea mea. Merge. Când am ajuns în casa aceea, casa era plină. Cum s-au anunțat, nu știu. Nu știu cum a vorbit. Casa era plină. Când ne-am așezat la rugăciune, și vă spun asta cu bucurie în inima mea, ne-am așezat cumva roată. Eu stăteam aici și diametral opus era fratele pentru care ne rugam. Fraților, când venea puterea Duhului Sfânt, ca o paranteză spun, la astfel de rugăciuni, cântam toți în alte limbi. Vorbeau în alte limbi. Veneau lucrări prin Duhul Sfânt și lucrări deosebite. În seara aceea, când a venit puterea Duhului Sfânt și ziceam că zburăm, fratele Nicu, de acolo, când a început să sară pe genunchi, așa a venit Sfânt, când a venit puterea Duhului Sfânt peste el. Când a ajuns în dreptul meu la un metru, a început să vorbească în alte limbi. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Casa ta să fie un loc unde să vină frații la rugăciune. Acum noi, o cafea, frate? Când îi plăie o cafea? Grătar. Grătar. Ce să-ți mai dăm? Mai avem niște prăjituri rămase de ei. Sau știu eu, le cumpărăm acum. Și frații noștri se adunau la rugăciune. Și exemple să vă dau. Casa lui Ion Marcu. Petru era în temniță și frații se rugau. Și câte alte familii putem să spunem unde se adunau frații la rugăciune. Încă un lucru, casa ta să fie un loc unde să vină oamenii lui Dumnezeu. Acum, când sunt situații, noi chemăm frate, știi, vină pe la noi. Frate Iulian, ia-l și pe Florin, mai ia doi frați din comitet, păstorul, veniți că avem probleme. Nu așa. Bun, când avem probleme, îi chemăm și Dumnezeu să ajute să iasă lucruri bune în urmă la asta. Dar să fie un loc unde frații ăștia, din lucrare, să vină, nu să vă rezolve problemele că nu vă înțelegeți, ci să vină să se bucure cu voi. Amin. Înțelegeți? Slujesc de 36 de ani. Și vă spun eu, om bătrân, am nevoie acum
de cuvinte de mângâiere și cuvinte de curajare în lucrare. Aleluia. Am nevoie. Și sunt bucuros când ajung într-o casă unde nu trebuie să mă bat capul să le rezolv nu știu ce probleme că nu se înțeleg. Ci în dragostea asta care Dumnezeu a pus în noi, putem să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm, să ne simțim bine, să vorbim despre Dumnezeu. Și grătarul lăsăm sâmbătă. Sau nu știu când. Dar acum să venim la părtășie. Exemplu, casa lui Filip Evanghelistul. 4 fete fecioare, toate cu dar de prorocie. Și vine și Apostolul Pavel în vizită. Și nu vine singur, cu cei care îl însoțeau. Și stând acolo, mai vine un proroc. Pe nume Agab, care face spune o lucrare din partea lui Dumnezeu pentru Pavel. Sunt lucruri mari astea, fraților. Sunt lucruri mari. Le-am avut cândva. Noi românii le-am trăit cândva lucrurile astea. Doamne ajută-ne să ne întoarcem la El. Amin. Ne-am făcut case luxoase și nu prea au loc frații să vină, că deranjează, dar nu știu ce se întâmplă. Și pe vremuri era o casă de 3x4, o cameră mică, tavanul, dacă ridicai mâna, ajungeai la el și când, când intrai acolo și începeai rugăciunea, să cobora cerul pe pământ. Mă apropii de încheiere. Învățătură sănătoasă. În familie. Aveți ce bătrânii cum sunteți. Aveți ce surorile în vârstă cum sunteți. Aveți ce familiile, fetele, surorile tinere, căsătorite. Aveți grijă. Fiți gospodine, fiți mame bune, fiți soții bune. Tinerii, fiți cumpătați în toate. Ca și relație între, în familie. Nu așa ușor vorbiți lucrurile. Nu rostiți lucruri care jignesc, care dor. De ajungi de mai pleacă unul într-o parte și unul într-o parte. Să duc frații lor la rând să îi împace și nu mai reușește. Din cauza că femeia n-a știut să-și țină gura. Din cauza că bărbatul n-a știut să-și țină gura. Suntem creștini. Vorbirea noastră trează cu sare, spune Scriptura. Să dea har, în primul rând, în casa noastră. Și apoi relația asta cu Dumnezeu să fie o relație bună, în familia noastră să poată să vină frați, să ne putem bucura și în felul ăsta Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze.